Să fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Ne bucurăm la o nouă emisiune creștin la timpul prezent. Tema emisiunii de astăzi este recuperarea spirituală. Textul biblic pe care îl citim este din Iacov, capitolul 5, versetul 19 și 20. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedie de păcate. Cine a fost acest Iacov care scrie epistola? Iacov este păstorul bisericii din Ierusalim, bisericii primare din Ierusalim, și este frate cu Domnul Iisus Hristos, un stâlp al bisericii din Ierusalim. De obicei, scrisorile se termină cu o doxologie, scrisorile se termină cu o încurajare. Modul în care Pavel termină scrisorile este har și pace, dar Iacov termină total diferit această epistolă. Nimic despre har sau despre pace, ci este vorba despre o provocare. Termină cu o provocare această epistolă. Și provocarea este legată de recuperarea spirituală. De fapt, tema emisiunii de astăzi, recuperarea spirituală. De ce e atât de importantă recuperarea spirituală? Hai să citim și aceste versete din Iacov 5, 19 și 20, din traducerea, noua traducere română. Frații mei, dacă vreunul dintre voi se rătăcește de la adevăr și este adus înapoi de altul, să știți că acela care aduce înapoi un păcătos din calea lui rătăcită, îi va salva sufletul de la moarte și va acoperi o mulțime de păcate. Ne uităm la recuperarea spirituală, la recuperatorii spirituali și la recuperații spirituale. Uităm în primul rând la recuperarea spirituală. Contează foarte mult ultimele cuvinte dintr-o carte, ultimele cuvinte dintr-o epistolă, ultimele cuvinte din viața unui om. Singura epistolă din Noul Testament al lui Iacov are acest sfârșit. O provocare pentru recuperare spirituală. Înseamnă că era pe inima lui Iacov. Era un foc în inima lui Iacov. Biserica primară trebuia să fie recuperator spiritual? Trebuia să fie recuperarea spirituală? Da. Această lucrare nu este doar pentru elite spirituale. Această lucrare este pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi, dragi telespectatori, dragi ascultători, dragi credincioși, fiecare dintre noi trebuie să fie implicat în recuperarea spirituală. Este o lucrare neglijată astăzi. Nu mă interesează să fiu un recuperator spiritual. Nu mă interesează lucrarea de recuperare spirituală. Dar această lucrare era pe inima lui Iacov. Era pe inima păstorului Bisericii Primare din Ierusalim. Ultimele lui cuvinte din epistolă sunt în direcția recuperării spirituale. Nu este o doxologie, nu este o încurajare și atât. Un cuvânt de rămas bun, emoțional, nu, este o provocare. Este o lucrare foarte importantă și vitală pentru biserică. Cu cât mai mult ne apropiem de revenirea Domnului Iisus Hristos și mulți vor cădea, spune în Cartea Sfântă, în vremurile sfârșitului, avem nevoie să fim și recuperatori spirituali. Este o onoare pentru noi să fim parte a acestei lucrări. Pentru noi este o onoare să recuperăm. Un model de recuperare spirituală avem în exemplul lui Avram. Geneza, capitolul 14, de la versetul 11 la 16, avem această prezentare a unui moment trist din viața lui Lot și numai a lui Lot. Citim în versetul 11 din Geneza 14. Biruitorii au luat toate bogățiile Sodomei și Gomorii și toate merindele lor și au plecat. Au luat și pe Lot. Fiul fratelui Avram care locuia în Sodoma au luat și averile lui și au plecat. Lot,
fiul fratelui Avram. Era rudenic Avram. A fost și el dus în robie. A venit unul care scăpase și a dat de știri lui Avram, evreul. Acesta locuia lângă stejarul lui Mamre, amoritul fratelui Eșcol și fratelui Aner, care a făcut legătură de pace cu Avram. Ce a făcut Avram? A fost indiferent? Nu-mi pasă. Nu mă interesează să-l recuperez pe Lot. Avram a vrut, în primul rând, recuperarea lui Lot. O, de-am avea și noi această dorință. Această dorință care să se transpună în planuri și planuri să se transpună în realizări. Să recuperăm pe frații noștri. Cum a auzit Avram, citind versetul 14, Geneza 14, cum a auzit Avram că fratele său fuse luat prins de război, a înarmat 318 din cei mai viteți slujitori ai lui născuți în casa lui și a urmărit pe împărații aceia până la Dan și a împărțit oamenii mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noapte, i-a bătut și a urmărit până la Hoba care este la stânga Damascului. A adus înapoi toate băgățiile, a luat înapoi și pe fratele său Lot, cu averea lui, precum și pe femei și norodul. Avram l-a recuperat pe Lot și mai mult. A recuperat și averile, a recuperat și pe alți oameni. Dar pentru aceasta a fost un foc în inima lui. A făcut un plan și a pus planul în funcțiune. Comora de suflet este mai importantă decât toate comorile. Nu poți să fii recuperator, nu poți să faci lucrarea de recuperare spirituală dacă nu înțelegi importanța sufletelor, a comorii de suflete. Motivația lui Avram a fost comora de suflete. Nu a luat din comora Sodomei. Pe Avram l-au interesat sufletele. Mai mult decât toate comorile. Lucrarea de recuperare de pe calea rătăcită. De acolo trebuie să facă lucrarea de recuperare. Spune Psalmul 95 cu 10. Este un popor cu inima rătăcită. 1 Petru 2 cu 25. Erați ca niște oi rătăcite. Iar Iuda, versetul 13, vorbește, sunt niște stele rătăcitoare că le este păstrată negura întunecului pentru vecie. Inim, oi, stele rătăcite. Lucrarea aceasta de recuperare este de pe drumul rătăcirii. Vorbind de recuperarea spirituală, ne-am uitat la conceptul de recuperare spirituală, am văzut un model de recuperare spirituală, să uităm la recuperatorii spirituali. Sunt foarte importanți. Fiecare dintre noi este chemat să fie recuperator spiritual, e provocarea inimii lui Iacov, păstorul bisericii din Ierusalim. În Galateni 6:1 spune în felul următor apostolul Pavel: fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești să-l ridicați cu duhul blândeței și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Cine se poate rătăci? Oricine poate să cadă într-o greșeală, într-o eroare? Dar noi trebuie să ridicăm cu duhul blândeței. Recuperatorii spirituali trebuie să folosească duhul blândeței și trebuie să fie atenți să nu fie ispitiți și ei, să nu cadă și ei. Nu cumva această lucrare de recuperare spirituală, viața lor să fie afectată și să cadă și ei. În 2 Timotei capitolul 2, de la versetul 24 la 26, este o altă față a recuperatorilor spirituali. Noi trebuie să fim oameni care nu doar că avem pe inimă recuperarea spirituală, dar ne și încadrăm în cerințele recuperatorilor spirituali. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe protivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului, și venindu-și în fire să desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Ce fac recuperatorii spirituali? Eliberează pe oameni din cursa diavolului. Ce fac recuperatorii spirituali? Readuc pe oameni la cunoștința adevărului. Cum se comportă recuperatorii spirituali? Ei sunt blânzi cu toți, sunt în stare să învețe pe toți, sunt plini de îngăduință răbdătoare, și îndreaptă cu blândețe pe protivnici. E foarte importantă această atitudine a recuperatorilor spirituali. Să ne uităm și un alt text. Iuda, versetul 22 și 23. Iuda, fratele lui Iacov, spune în felul următor: mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc.
De alții iarăși fie milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Este această imagine a urgenței. Recuperatorii spirituali, în viziunea aceasta a lui Iuda, pe unii smulgeți din foc, nu au momente de așteptare îndelungată. S-ar putea să nu mai aibă pe cine să recupereze. Exemple de recuperatori spirituali. Pavel a recuperat pe Onisim, citim în epistola către Filimon, dar a plătit prețul. Nu doar că l-a adus pe calea adevărului, dar a fost în stare să plătească la Filimon prețul pagubelor făcute de Onisim. Un alt exemplu de recuperator spiritual, samariteanul milostiv, citim în Luca 10, la 30-35, l-a recuperat pe omul care este în comă, l-a dus la Wuhan, dar a plătit prețul pentru el. Vedem ce a făcut Iisus cu Petru, Ioan 21. L-a recuperat pe Petru. Dragii mei, lucrarea de recuperare spirituală presupune recuperatori spirituali. Recuperatori spirituali care sunt gata să plătească prețul, care au focul acesta pe care l-a avut și Avraam. Îmi pasă de fratele meu Lot. Recuperatorii spirituali au caracter. Recuperatorii spirituali înseamnă pentru biserica ceva de extraordinară importanță. Avem nevoie de recuperatori spirituali. Domnul Dumnezeu să ne facă pe fiecare dintre noi recuperatori spirituali. Pentru că această lucrare de recuperare spirituală crește în importanță cât ne apropiem de sfârșitul vremurilor. Am văzut conceptul de recuperare spirituală, model de recuperare spirituală Avraam. Ne-am uitat apoi la recuperatorii spirituali, câteva exemple, importanța lor, comportamentul lor. Am să ne uităm la recuperații spirituali. Nu recuperații spirituali, nici nu știu că au nevoie să fie recuperați. Cine sunt ei? Dacă ne uităm la Apocalipsa 21:8, oameni care sunt pe o cale care nu este bună, unii și știu că au nevoie de recuperare spirituală, dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși și partelor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Iar în Apocalipsa 22:15 citim: fără sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigași, închinători la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Cine sunt recuperații spirituali? Recuperații spirituali sunt suflete care merg pe drumul morții. Nu este vorba doar de moartea fizică, este vorba și despre moartea a doua. Ce spune Iacov? Dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți, și vrem să subliniem lucrul acesta, să știți, să cunoașteți, să nu fiți în necunoștință de cauză. Cine întoarce pe un păcătos la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumă de păcate. Vorba de păcatele recuperațiilor spirituale. Prin faptul că se pocăiesc și se întorc la Dumnezeu, primesc iertarea de păcate. Dar dacă întorci pe un păcătos la trecerea cu lui, mântuiești sufletul lui de la moarte. Dacă nu îl întorci, sufletul acela va merge în moarte. E vorba de moartea spirituală, că toți mergem spre moartea fizică. E vorba de moartea a doua. De ce este importantă recuperarea spirituală? Pentru că este o problemă de viață și de moarte. De ce este importantă lucrarea recuperatorilor spirituali și atenția față de recuperații spirituali, care trebuie să fie recuperați spiritual? Pentru că ei se îndreaptă spre moarte. E focul din inima lui Iacov. E tristețea din inima Iacov. Și de aceea nu încheie cu doxologie epistola, nu încheie cu încurajare epistola, ci încheie cu un strigăt al inimii. Fiți recuperatori spirituali. Întoarceți păcătoșii de rătăcirea căilor. Astfel veți mântui un suflet de la moarte. S-a estompat acest strigăt al inimii lui Iacov. S-a estompat această provocare spirituală. Nu mai interesează oamenii care trebuie recuperați spiritual.
Cine sunt cei recuperați spirituali? Oameni care se îndreaptă spre moarte. Și dacă nu vor fi recuperați, vor rămâne moarte. Sunt suflete care vor fi afară din cetatea lui Dumnezeu. Nu vor intra. Pentru că este clară Scriptura. Va mântui un suflet de la moarte. Dacă însă nu e recuperat, acel suflet nu va fi mântuit de la moarte și va fi un suflet care se îndreaptă spre moarte. Cu ce se ocupă recuperatorii spirituali? Salvează oameni de la moartea spirituală. Această idee este prezentată și în Ezechiel. Ezechiel, capitolul 18, de la versetul 21, prezintă această importanță a salvării unor suflete de la moarte. Dar Ezechiel 18, cu 21 și în continuare. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Toate fără de legile pe care le-a făcut, îi se vor uita. El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit. Doresc eu moartea păcătosului? În Vechiul Testament, Dumnezeu se exprimă cu cuvintele că pe viața mea, eu jur că nu doresc moartea păcătosului sau moartea celui care se rătăcește din calea mea. Și aceasta este o afirmație foarte clară a lui Dumnezeu cu privire la cei care se rătăcesc din calea lui sau la oamenii păcătoși. Asta înseamnă că Dumnezeu iubește pe toți oamenii și El vrea ca toți oamenii să se încreadă în El. Și El nu dorește moartea celui ce se rătăcește din calea lui. De aceea, lucrul acesta îl vedem în Vechiul Testament, dar mai ales îl vedem și în Noul Testament, atunci când l-a dat pe Iisus Hristos, ca și o dovadă că El vrea să îi mântuiască pe toți. Dar aici intervine și voia liberă a omului. Omul care decide sau nu să-L urmeze pe Dumnezeu sau să se încreadă în El. Omul care decide să-L urmeze pe Dumnezeu, îl primește Dumnezeu cu brațele deschise. Dar și cel care are o anumită perioadă de nehotărâre, atunci Dumnezeu arată câteva semne și arată și prin natură și prin mai multe lucruri acestui om că el, Dumnezeu, îl vrea mântuit pentru împărăția sa. De asemenea, Dumnezeu este acela care cheamă pe toți oamenii la mântuire și vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. În ultimul rând, Dumnezeu nu dorește moartea celui ce se rătăcește din calea lui, ci vrea să-l întoarcă înapoi la el și să-l mântuiască și să-l aibă pentru împărăția lui. Nu cred că Dumnezeu dorește moartea celor rătăciți. Cum noi suntem copii ai lui și cum el ne-a creat să fim ai lui, cred că le mai oferă și o a doua sau chiar a treia șansă celor care s-au depărtat de pe calea lui. Dumnezeu nu dorește moartea păcătoșilor pentru că este un Dumnezeu bun. În Ioan 3:16, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și fiindcă Dumnezeu este atât de bun, tot în Ioan, 1 Ioan, ne spune: copilașilor, vă scriu, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Și Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci dimpotrivă vrea ca el să se întoarcă la Dumnezeu, pentru că este un Dumnezeu gata să ierte, un Dumnezeu plin de îndurare și de dragoste față de omenire. Zice Domnul Dumnezeu, nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căle lui și să trăiască? Domnul dorește recuperarea spirituală a păcătoșilor. Însă, aici vedem pericolul dacă nu se întoarce un om de la rătăcirea căii lui. Însă, dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea căii lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu!
Este un categoric nu. Indiferent de experiențele din trecut. Indiferent ce ai făcut în trecut. Răspunsul este nu. Dacă te-ai rătăcit de la calea lui Dumnezeu și nu te-ai întors, tu nu vei mai trăi. Nu. Și toată neprihănirea lui va fi uitată pentru că s-a dat la negile și la păcat. De aceea va muri în ele. Ezechiel este categoric. Va muri în păcatele lui. Va muri în rătăcirea lui. De aceea lucrarea de recuperare spirituală este vitală pentru biserică. Și Iacov subliniază că oricare dintre noi poate să facă această lucrare. Este o lucrare la care suntem chemați fiecare dintre noi. Trebuie să avem o viziune nouă despre lucrarea de recuperare spirituală. Trebuie să ne implicăm. Voi ziceți, calea Domnului nu este dreaptă. Ascultați, dar casa lui Israel nu este calea mea dreaptă? Oare nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte? Dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea și moare pentru aceasta, moare din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. Dar dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui și va face ce este drept și bine, își va păstra sufletul viu. Pentru că își deschide ochii și se abate la toate fărădegile pe care le-a săvârșit, va trăi și nu va muri. Trebuie să-și deschidă ochii oamenii pe care vrem să-i recuperăm spiritual. Dragii mei, această lucrare de recuperare spirituală este o lucrare care este pe inima lui Dumnezeu. Doresc eu moartea păcătosului? Dorește oare Domnul ca cei care s-au rătăcit de la calea lui Dumnezeu să rămână rătăciți? Nu. Dar Domnul nu trimite îngeri. Nu spune Iacov, rugați-vă ca Domnul să trimită îngeri și prin acei îngeri să se întoarcă de la calea rea în care sunt. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Aș vrea să reiau din noua traducere română cum este expresia pentru Iacov 5, 19 și 20. Frații mei, dacă vreunul dintre voi se rătăcește la adevăr și este adus înapoi de altul, acel altul poate fi oricare dintre noi. Acela care aduce înapoi un păcătos din calea lui rătăcită, îi va salva sufletul la moarte și va acoperi o mulțime de păcate. Acel altul poate să aducă înapoi. Acel altul poți să fii tu, pot să fiu eu. Acel altul care aduce înapoi. Fie ca Duhul Sfânt să aprindă în noi dorul de a ne implica în lucrarea de recuperare spirituală. Ultimele două versete din Epistola lui Iacov sunt valabile și astăzi. Și e nevoie de oameni implicați în recuperarea spirituală, de recuperatori spirituali, ca împreună cu recuperații spirituali să aducem bucurie pentru inima lui Dumnezeu. Să salvăm suflete de la moarte. Pentru că Domnul nu dorește moartea, ci Domnul dorește viața. Domnul să ne binecuvinteze cu nou foc în inimile noastre pentru recuperarea spirituală. Domnul să binecuvinteze să fim noi acel altul care întoarce pe cel care s-a îndepărtat de calea lui Dumnezeu. Și fie să avem bucuria salvării unor suflete de la moarte. Pentru că aceste suflete sunt de mare preț. Hristos a murit pentru aceste suflete. Sângele lui Hristos a curs pentru aceste suflete. Și este putere în numele lui Iisus Hristos pentru salvarea acestor suflete. Fii un recuperator spiritual. Implică-te în lucrarea de recuperare spirituală. Și fie ca Domnul să-ți dea să vezi recuperați spirituali pe care Domnul îi va folosi cu putere în viitor. Amin.